Lucrările proiectului Regenerarea spațiului urban din municipiul Călăraș prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona Navrom sunt în grafic. Potrivit informațiilor furnizate de către primarul Călărașului Marius Dulce, în fostul parc Navrom s-au executat lucrări în proporție de 55%, iar în zona de vest în proporție de până în 20%. Suntem la un stadiu undeva la 55% în execuție, așa cum vedeți deja am ajuns la zona de alei, pentru că trebuie să respectăm și să menținem echilibru în proiect în ceea ce privește zona de verde, dar în mijloc acolo o să fie loc de joacă ultramodern pentru copii și sperăm ca până de frigul să fie gata. Deci sperați că îl finalizați până la iarnă? Sigur, sigur. Vrem să îl finalizăm pentru că timpul ne presează și chiar dacă nu îl finalizăm și rămânem la partea de infrastructură în ceea ce privește camerele video și ce mai avem noi, sistemul electric, dar partea care o vedeți de alei, de spațiu verde, să-l pregătim pentru însămânțare, pentru că trebuie să-l însămânțăm ori în toamnă, ori în primăvară și atunci trebuie să fim gata cu ele pentru a fi în grafic, pentru că vreau să le mențin, să le terminăm în termen. Uh-huh. În afară de aceste spații de joacă pentru copii, ce va mai exista aici, în această zonă? Mai avem prins în plan acolo, în colțul din stânga mea, și un țar pentru câini, unde se ducă oamenii cu câini și să le dea drum acolo liber să recreeze și aceste animale de companie, da, și iar restul îl reconfigura așa cum trebuie pentru un parc care merită și aici în centru să avem un centru vechi, spunem noi, pe acest bulevard din Omai, să avem un parc frumos. El este complementar cu parcul care o să-l facem pe zona de Mircea Vodă până la Titulescu, ceea ce înseamnă că acest proiect de regenerare, da, a zonei de vest să fie într-un tandem și deja și acolo lucrăm intens pentru că vrem să respectăm graficele de lucru și la anul să-l avem gata și pe acela. Cam în ce stadiu se află lucrurile? Deci aici suntem la 50% pentru că este mai mic, acolo undeva 10%, 15% până la 20%. Deci suntem la nivelul de a taluza, de a curăța terenurile. Mai avem o problemă pentru că de săptămâna viitoare am înțeles că vom interveni ca să introducem cablurile de înaltă tensiune în subteran și după aceea ne liniștim și lucrăm foarte bine.